Salut. Astăzi vin spre voi cu trei cărți minunate pe care le-am găsit la Bookster. Unele companii dau acces a angajaților la o platformă de împrumutat cărți pentru oameni mari, dar și pentru copii. Eu am găsit pe această platformă trei cărți minunate pentru Eva mea, care acum are 3 ani și 2 luni. Cărțile sunt potrivite pentru vârsta de 3 ani, poate chiar și puțin mai devreme. Cel puțin această carte, Noapte Bună Max, poate că chiar de la 2 ani merge. Păturica lui Jane este o carte cu mult text și spun eu că ar merge de la 3 ani plus, chiar până pe la vreo 5-6 ani. O poveste minunată, o să vă arăt în câteva momente. Iar criza în tema aceasta, iarăși este o carte care a spune eu că ar merge pentru copiii de peste 3 ani, iarăși până pe la vreo 5 anișori. Haideți să începem cu această recomandare. Noapte bună, Max! O carte cu puțin text, care merge foarte bine la copiii de 2 ani, poate chiar și mai mici. Grafica este foarte simplă, textul lasă loc de interpretări și lasă părinții să se joace cu intonația, să se joace cu cuvintele. E foarte simplă cartea, e numai bună de -a înainte de somn. Acest pisoiaș, Max, spune noapte bună tuturor lucrurilor. Și la final caută luna. Ca să-i spună și lunii. Noapte bună. Și o caută mult. Luna, unde ești? Cu Eva am citit-o foarte mult. Noi am descoperit-o pe când Eva avea 3 ani. A funcționat foarte bine și la ea, dar a trecut destul de repede. Cred că în vreo patru zile, așa, 5 zile am citit-o intens, iar apoi a renunțat la ea e foarte simpatică o recomand pentru copilași și mai mici Paturica lui Jane este o carte despre despre creștere despre adaptarea la la lucrurile noi din viață și înveți să lași în urmă lucrurile cu care tu te-ai obișnuit și care-ți sunt dragi și să mergi mai departe. În cazul acesta, Jane, fetița Jane, are o păturică preferată, încă de când era bebeluș și arată povestea ei cum a crescut, s-a dezvoltat, a devenit o mică domnișorică și din când în când își mai aduce aminte de păturica ei și vine tare greu să renunțe. Deși păturica arată din ce în ce mai rău, ea își tot aduce aminte de ea și simte că mai are încă nevoie de păturica ei drăguță din copilărie, de când era bebeluș. Dar până la urmă, ea crește și mai mare și înțelege că are nevoie de o păturică mai mare, mai mare și că păturica ei își continuă viața și, -și continuă viața într-un mod foarte frumos. Din păturica ei ajunge o pasăre să-și facă cuib și niște puișori de pasăre se bucură de vechea păturică lui Jane. Iar Jane, deși la început era foarte greu să renunțe la păturică, este fericită că păturica ei are o a doua viață. Și alți puiuți la fel cum a fost și ea, se vor bucura de păturica ei. Chiar este o poveste, poveste minunată, Eve i-a plăcut tare mult, deși are multe pagini și mult text, ea a stat neclintită în multe seri la această poveste și vă o recomand atunci când copilașii simt că nu se pot despărți de anumite lucruri, fie păturici, jucării și să înțeleagă că Lucrurile pot avea o altă, încă o viață, și pot contribui foarte frumos la dezvoltarea altor copii. În cazul lui Jane a fost vorba despre o familie de păsări. Crizantema. Crizantema este minunată. Povestea unei fetițe. Fetiță șoricel care are un nume mai deosebit. Este mai lung față de colegii ei din școală. Arată povestea, cartea arată povestea crizantemei de când se naște până când ajunge să fie domnișoară și ajunge să, să meargă la școală. Iar la școală toți colegii ei au nume scurte, iar crizantema este singură care are numele atât de lung. Este o poveste despre bullying, bullyingul care are loc în școli și aici în carte de câteva soluții sau câteva exemple. Da, copiii se iau de crizantema și râd de numele ei, deosebit, dar până la urmă răspunsul finalului este foarte drăguț. Contează mult sprijinul familiei în astfel de cazuri. Iar crizantema ajunge să-și să iubească numele și să-i placă tare mult numele ei și să nu mai conteze ce spun ceilalți. Această carte ne arată faptul că un rol foarte important în combaterea bullyingului în școli, în grădinițe, la educatorii, profesorii, iar fără ei nu putem spune cu adevărat uh, stop bullyingului. Aici în imagine are, apare o profesoară nouă care are un nume, asemănător crizantemei, Un nume de floare, Margareta. Prin exemplu, profesoare respective, toată lumea îndrăgește, îndrăgește numele Margaretei și respectiva crizantemi. Dar no, nu știu ce a înțeles Eva din această carte. Eu sper ca totuși să nu avem parte de astfel de situații în viitor. Dar totuși... Cred că avem o bază de unde să ne pornim discuțiile. Atât eu cât și Eva. În cazul în care chiar o să se întâmple, cartea aceasta ne dă un start. Chiar dacă copiii voștri nu se uh, confruntă cu astfel de situații, zic eu că povestea crizantemei ne ajută să fim uh, înțelegători și empatici cu cei din jurul nostru și să nu ajungă copiii noștri să facă glume pe seama celorlalți copii, fie că e vorba de nume, de aspect, de orice. E foarte important ca noi părinții să susținem copiii noștri să fie, să accepte de fapt um, diferențele, să accepte copiii care sunt diferiți, oamenii care sunt diferiți. Că de cele mai multe ori diferit înseamnă ceva bun și nu înseamnă nici de cum ceva rău și nici de cum nu ți dă dreptul să faci glume pe seama diferențelor. Cu toții suntem diferiți. Unii mai într-un mod mai evident, alții într-un mod mai subtil. Bun, sper că v-au plăcut recomandările mele. Sper să le găsiți la Buxer. Dacă nu, vă las linkurile către ele dacă vreți să le luați. S-ar putea ca copila și știți să le îndrăgească tare mult. Și să nu mai poate renunța la cărți. La Buxer puteți împrumuta cred că maxim 5 săptămâni sau undeva la 2 luni cu extensii cărțile. Ne vedem data viitoare cu alte recomandări de cărți minunate. Bye bye.